это всего лишь место для заработок. А нам с вами жить в этой стране, нам здесь растить свои семьи. Для них Молдова плацдарм, который мы не дадим с вами совместно развить. Молдову накачивают оружием, но при этом запрещают строить детские парки. Сейчас в парк Гагаузия Ленд запретили привезти карусели, говоря о том, что они имеют двойное назначение, что их можно использовать в качестве военных целей. Где такое было в мире, что страну накачивают оружием, но запрещают радость детям? Позор Майе Санду, позор Речану и всему правительству ПАС. Позор! 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 Закон Республики Молдова существует только для того, чтобы ущемлять граждан, невиновных граждан. Таких, как наш Башкан Евгения Александровна, наша коллега Евгения Папан, которых незаконно осуждают и обвиняют в том, что они не совершали, и они являются абсолютно невиновны. Они обвиняют наших коллег, товарищей, сажают на скамейки подсудимых, вместо того, чтобы эти молодые люди развивали свои города, села, им приходится находиться в тюрьмах. По чьей-то указке, и все эти дела были шиты белыми нитками, политические заказы. Мы живем во времена диктатуры ПАС, в те времена, когда нельзя свободно и спокойно высказывать свое мнение, когда твое мнение против мнения ПАС, они готовы и хотят усадить тебя на скамейку заключенных. Но все вместе, все Республикой Молдова, мы скажем нет режиму ПАС, нет этой диктатуре. ЖОС МАЯ САНДУ! 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 Aș vrea în primul rând să vă salut, iată că iarăși și iară ne întâlnim aici în fața judecătoriei Chișinău, sediul de Buiucani, pentru că ce să facem? Pentru ca să apărăm în primul rând drepturile civile și politice a cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că să ne apărăm propriile drepturi, dreptul la liberă exprimare, dreptul la opinie, dreptul la vot. Și am venit aici pentru ca să cerem dreptate. Și vrem justiție corectă, în primul rând. Vrem justiție corectă! Vrem justiție corectă! Vrem justiție corectă! Vrem justiție corectă! Deși cu toții înțelegem acest lucru, toți înțeleg acest lucru, că trebuie să apărăm democrația și drepturile și libertățile fundamentale, acest lucru devine imposibil pe când guvernarea PAS este încă la putere. Și ai venit iarăși să cerem încă un lucru. Jos, PAS! Jos, PAS! Jos, PAS! Jos, PAS! Jos, PAS! Vedeți în ce haos, în ce stare se află statul Republica Moldova. În acea stare încât eu sunt predispus să spun că trăiesc în cea mai bună țară din lume și în cel mai rău și distrus stat din lume. Ar trebui să diferențiem aceste două lucruri, stat și țară. Și a venit să cerem justiție pentru Moldova, pentru moldoveni, pentru fiecare cetățean al acestui stat. Moldova! 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 Noi vom veni, noi vom lupta, vom apăra pe toți cetățenii Republicii Moldova, cu suportul lor, desigur, și noi facem acest lucru pentru că avem pentru cine și pentru ce lupta. Noi luptăm pentru fiecare cetățean, noi apărăm toți cetățenii acestui stat care au devenit victime a regimului galben și aceste ciume galbene. Jos, PAS! Jos, PAS! Jos, PAS! Jos, PAS! Jos, PAS! Jos!
Iată că suntem și marturii unui proces, unui proces grav, de fapt, într-un stat de drept și într-un stat democratic care ar trebui să fie eliminat. Se numește simplu discriminarea și segregarea. Noi vedem cum locuitorii unei regiuni sunt discriminați. Și nu numai că sunt discriminați, dar sunt discriminați din partea autorităților centrale unui stat. Este foarte grav acest lucru și această atitudine și o abordare pe care o are statul Republica Moldova și autoritățile acestui stat față de locuitorii regiunii Găgăuze. Și noi am venit să spunem aici și să cerem libertate Eugeniei Guțul, bașcanei legitim alese a Găgăuzei. Libertate!